Să te întreb un lucru. Tu ce faci din voia lui Dumnezeu? Tu cum te relaționezi la El? Cum? Uh, ai tendința să iei doar cuvintele din Biblie care îți plac, să subliniezi versetele care ți aduc fericire și bucurie și să le tai cât mai repede sau te faci că nu le vezi pe cele care te critică? Cât de mult crezi în Domnul Isus Hristos? O faci 100%? Cât de multe te încrezi în Domnul Isus? Cât de mult îi mulțumești? cât de mult te dedici lui. Doar când îți merge bine sau și când îți merge rău. Uh, știți că se spune că oamenii, Spurgeon spunea așa că uh, apa va fierbe foarte repede în vase mici. Când treci prin necazuri, atunci se va vedea adevăratul tău caracter. Dacă ești orientat spre tine însuți sau chiar ești orientat spre Hristos. De ce l a scris Domnul Iisus Hristos pe pământ că a numele? Pentru că ei n-au fost interesați de izvorul de apă vie. Au fost interesați de ei. Iubiților, știți de ce noi nu mai suntem astăzi mulțumitori lui Dumnezeu? Pentru că nu suntem nici noi interesați de Domnul Iisus și de răspândirea acestor izvoare de apă vie. Ce suntem, suntem interesați de imaginea noastră, de publicitatea noastră, de cât de bine ne văd ceilalți, suntem interesați ca nouă să ne meargă bine. Făcând lucrul acesta, nu vei fi niciodată mulțumitor. Nu te vei mulțumi cu atât. Vei, vei vrea mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Vei intra într-un cerc vicios care cu cât te va adânci mai tare, cu atât îți vei dori mai multe și cu cât vei avea mai multe, cu atât vei fi mai nemulțumit, mai nemulțumit și mai nemulțumit. Și vei ajunge în colaps. De ce? Pentru că tu te-ai pus pe tine în centrul atenției tale și nu pe Dumnezeu. Pentru că faptele tale sunt rele. Pentru că tu iubești mai mult întunericul decât lumina. Iubiții mei, dacă vă uitați în Cuvântul lui Dumnezeu, noi ne aducem astăzi aminte că în mai toate aspectele vieții noastre, atât cele frumoase cât și cele mai puțin frumoase, suntem obligați să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuie să înțelegi că El există. Să înțelegi că Dumnezeu nu este doar o idee filozofică. Să înțelegi că Dumnezeu nu e undeva în ceruri, departe de noi și vine pe aici în vizită din când în când, ci Dumnezeu este cu tine, chiar acum, lângă tine. Ar trebui ca mentalitatea Lui să te copleșească, gândirea Lui să fie în mintea ta, cultura împărăției sale să fie în practica vieții tale de zi cu zi. A fi mulțumitor. Este poate cel mai frumos aspect al caracterului lui Dumnezeu. Fiind un om mulțumitor, nu vei face altceva decât să manifeste, să manifeste Dumnezeirea pe acest pământ. Cum să o faci însă? Cum să o faci însă? Bazat pe lecțiile pe care le-am învățat duminică și astăzi, îți voi da șapte etape, șapte elemente pe care să le analizezi ca o oglindă în viața ta. Numărul 1. Căută-l pe Dumnezeu și nu viața păcătoasă. Căci este scris Amos 5 cu 4. Căutați-mă și veți trăi. Așa vorbește Domnul către Casa lui Israel. Așa vorbește Domnul către România, către Statele Unite, către Anglia. Așa vorbește Domnul către Australia, către Israel, către tot globul. Căutați-mă și veți trăi. încredeți te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe puterea ta. Nu te bizui. Psalmul 18 cu 8 este chiar jumătate, dacă împarți exact în două. Ascultați ce spune chiar la centru. Mai bine este să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine este să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi așadar în tine și în ceilalți oameni. Căutați pe Domnul. Căutați-L câtă vreme se poate găsi și nu păcatul din viața voastră. Nu iubiți întunericul, pentru că iubind întunericul, faptele voastre vor fi rele și vă vor prinde ca într-o menghină. Numărul 2. Teme-te de Domnul și nu de om. Ați văzut că este scris. Temeți-vă. Aici, cuvântul acesta, a te teme, în limba ebraică, înseamnă să ai reverență, să ai respect. Nu înseamnă frica de coerciție. Pentru că tu poți avea frică... Când ai frică de coerciție, respectul tău este pentru jordea pentru nu, nu ea, nu pentru cel care o mânuiește. Când ai respect însă, respectul tău este pentru individ, pentru om. Dacă vă raportați la Dumnezeu ca la cineva de care vă este frică să nu vă pleznească, frica voastră este în fapt față de pedeapsă. Când ajungi însă să crezi în Dumnezeu, tu vei avea reverență, avea, vei avea respect față de El. Proverbe 19 cu 23, frica de Domnul duce la viață. Aici conceptul evreiesc este reverența vis-a-vis -vis de Dumnezeu te va duce la viață. Cel ce o are, petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Așadar, numărul 1, căutați pe Dumnezeu. Numărul 2, aveți respect pentru Dumnezeu și nu pentru oameni. De ce? Pentru că respectul față de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lor va ține pe veci. Numărul 3. Iubește-L pe Dumnezeu, nu iubi lumea. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Căci dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Este scris în 1 Ioan capitolul 2, versetul 15 și continuă apoi Evanghelistul. Căci tot ceea ce este în lume este pofta firii, pofta ochilor și lăudărușia vieții. Aceasta nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei vor trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Așadar, Căutați pe Dumnezeu, nu păcat. Numărul 2. Aveți respect față de Dumnezeu și nu față de om. Numărul 3. Iubiți-L pe Dumnezeu și nu lumea. Numărul 4 acum. Încredeți-vă în Dumnezeu. Încredeți-vă în Dumnezeu și nu în cel rău. Așa cum în Ioan 8 cu 44, Domnul Iisus Hristos, când îi în discuția care este mai târziu, vis-a-vis -vis de tot ceea ce se întâmplă aici, îi pune la punct pe fariseșile le cartura, pe carturar și le spune cu tâlc, calm și eleganță: Voi, citez, aveți ca tată pe diavolul. Pentru că voi împliniți poftele tatălui vostru. De ce? Pentru că cine nu stă în adevăr nu este. Din adevăr. Ei trebuie să-L cunoască, trebuie să știe că El este izvorul de viață și totuși l-au respins. De ce? Câteodată te uiți în oglindă și vezi în tine un om căzut și nu acel izvor de viață pentru ceilalți? Pentru că tu crezi în minciunile celor rău, deși, deși proclami că îl crezi pe Dumnezeu. Numărul 5. Supune-te lui Dumnezeu și nu poftei. Supune-te ai obediență față de Dumnezeu. Țineți minte acele concepte, obediență și conformism, da? Fă planul lui Dumnezeu, pune-l în practica vieții tale de așa manieră încât să fii ca acel alerg alergător de care vorbește Apostolul Pavel în 1 Corinteni 9. Când te pregătești de alergare, fă gândindu-te că doar unul capătă premiu. Cu alte cuvinte, să ai sârguință, să ai respect pentru competiție, și iubire pentru Dumnezeu. Aleargă ca și cum este în fața ta și doar tu poți să-l câștigi. Când vei avea obediență față de Dumnezeu, vei învăța că pe el trebuie să-l servești, și aici este numărul 6, servește-l pe Dumnezeu mai întâi decât pe tine. Mulțumește-te! Mulțumește-lui Dumnezeu! Servindu-i necesitatea lui și nu a ta. Câteodată când treci prin suferință, această suferință este generată de faptul că poate Dumnezeu a îngăduit să ia de la tine și să de la altul, care nu avea. mulțumește că ești într-o stare în care Dumnezeu poate că a luat binecuvântarea ta și a dat-o altuia. Și anume, poate că, vezi tu, gardul a căzut înspre tine și au intrat vitele sălbatice și au mâncat cultura ta și tu poate spui în sinea ta de ce Doamne ai îngădui să se rupă la mine și nu la vecinul. Nu-l chestiona pe Dumnezeu. Caudă să-l servești, mulțumindu-i. Doamne, îți mulțumesc, pentru că poate că tu ai făcut să pice la mine gardul ca să-l protejezi pe vecin de ceva mai rău și poate că prin atitudinea mea mulțumitoare el se va întoarce la tine. Și în al, al, al șaptelea rând, închinete lui Dumnezeu și nu confortului tău. Știți că noi avem tendința să ne facem noi viața mulțumitoare față de noi, să ne simțim bine, liniștiți. Făcând lucrul acesta, vei deveni mulțumit, mulțumitor față de tine și nu față de Dumnezeu, pentru că El ne-a spus în lume, veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. El ne-a spus, mergeți până la capătul lumii, El ne-a spus că suntem aici cu un rol precis, cu un scop precis. Nu suntem aici doar să ascultăm predici bune și apoi mâine să ne revedem de ale noastre. Nu, suntem aici să învățăm cuvântul lui Dumnezeu și mâine să-l aplicăm. Mâine să-l aplicăm. Așadar, le repet pe toate ca să le luați notițe. Ca să fiți oameni mulțumitori, ca să propășească caracterul mulțumitor în viața voastră, ca să nu ajungeți în starea în care au ajuns fariseii și cărturarii care l-au vândut pe Mesia, izvorul de apă vie, pentru că s-au complăcut în ei înșiși, care în loc să se pochească, au căutat să se îndreptățească prinzându-l, încercând să-l prindă cu vorba, aducându-i acea femeie în față, fără să-și dea seama că îndreptățindu-se în ceea ce îi privea pe ei, n-au făcut altceva decât să se pună sub blestem pentru că numele lor au fost scrise pe pământ. Așadar, vă rog să vă notați. Căutați-L pe Dumnezeu și nu păcatul. Numărul 2. Aveți respect față de Dumnezeu și nu față de oameni. Aveți dragoste pentru Dumnezeu și nu pentru lume. Încredeți-vă în Dumnezeu și nu în poftă sau în minciunile celui rău. Fiți obedienți față de voia lui Dumnezeu și nu față de propriile dorințe, servicii lui Dumnezeu și nu vă înșivă. Și numărul 7. Închinați-vă lui și nu confortului vostru. Închinați-vă lui chiar și atunci când treceți prin necazuri. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vă rog să țineți minte lucrul acesta. Vița nu va da niciun rod rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajdurile noastre, noi tot ne vom bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Iubiții mei, știți cum arată un om cu adevărat mulțumitor? El când îl laudă pe Domnul, are zâmbetul pe buze, are bucuria în suflet, în sufletul mântuit de Dumnezeu. Vreți să fiți oameni cu adevărat ai Lui Dumnezeu? Învățați să fiți mulțumitori, pentru că doar cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu au ajuns la acest statut. Tatăl, îți mulțumesc pentru că ai fost cu